Când Marcu a scris Evanghelia, a scris-o așa cum scriem noi o scrisoare. În original, în manuscrisul original care a ieșit de sub penița lui Marcu, Evanghelia n-a fost împărțită în capitole, în paragrafe, în versete. Și nu erau nici subtitlurile acestea scrise cu italice pe care le avem noi. Acestea au fost adăugate mai târziu când au fost puse acolo ca să ajute oamenii să studieze mai atent scripturile. Dar dacă am fi primit Evanghelia după Marcu așa cum a scris-o el, am fi primit-o ca pe o scrisoare lungă și am fi citit-o fără să ne oprim. Că n-avea paragrafe care să te lase să te oprești. Așa că dacă am fi citit și am fi ajuns în partea aceasta notată la noi cu versetul 13, vă rog să vă uitați în Biblie, Iisus i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce au aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Și adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei, și nu ne-am fi oprit acolo ce am fi citit, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Trecerea de la copilaș la imagine, la tablou următor, a fost în mod natural. Și cititorul s-ar fi întrebat de ce le-a așezat Marcu în succesiunea aceasta. Mai întâi a vorbit despre soț, soție și divorț, apoi vorbește despre copilaș și apoi vorbește despre omul acesta care vine la Domnul Iisus. Cine e omul acesta? De ce îl așează Marcu acolo? Inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Dar care este rațiunea, care este logica? În versetele 13 la 16, evanghelistul ne spune cum se raportează împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu la copilași. Și în versetele următoare ne spune cum se raportează împărăția cerurilor la tineri sau tinerii la împărăție. Este trecerea de la copilași la tineri. Este o trecere naturală în scrierea Scripturii, în curgerea mesajului Evangheliei. Dar ne întrebăm de ce Duhul lui Dumnezeu nu i-a așezat pe toți în același paragraf, și tinerii, și copiii, și bătrânii, pentru că sunt aspecte diferite a relației dintre împărăția cerurilor și copiii pe de-o parte și tineri pe de altă parte. Este o linie de demarcație între copilărie și tinerețe. Linia aceea de demarcație este deosebit de importantă. Oarecare-i? Vă rog să întoarceți la cartea profetului Isaia, la capitolul 7. Cartea profetului Isaia, capitolul 7. Aici este linia de demarcație între copilărie și tinerețe, între copil și tânăr. El va mânca smântână și miere, versetele 15 și 16. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă ce? Binele. Dar înainte ca să știe copilul să facă ce? Ce să lepede? Răul. Și să aleagă binele. Ce vrea să sublinieze aici cuvântul lui Dumnezeu? În creșterea noastră este un moment în care copilul ajunge să discearnă între bine și rău și să fie capabil să aleagă.
să ia o decizie. Și decizia este luată în mod conștient și deliberat. Face deosebirea între bine și rău, înțelege ce este bine și ce este rău și în mod deliberat alege binele sau răul. Din momentul acela nu mai e copil. Din momentul acela devine tânăr responsabil. Are responsabilitate morală înaintea lui Dumnezeu decizia care o ia. Dacă ne uităm în Biblie, în textul nostru din Evanghelia după Marcu, copiii sunt aduși. I-au adus niște copilași ca să îi binecuvinteze Domnul. Și noi credem că binecuvântarea Domnului are o valoare extraordinară. De aceea, în fiecare a doua duminică din lună, avem binecuvântarea copiilor. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească, să-i binecuvinteze și să le dea har să rămână lângă El toată viața. Dar tinerii vin, copiii sunt aduși pentru că nu sunt în stare nici să ia decizia, nici să o ducă la îndeplinire. E responsabilitatea părinților. Tinerii însă vin. În Psalmul 110, versetul 3. Cu podoabe sfinte cad din sânul zorilor vine cine? Tineretul tău la tine ca roua. Tinerii vin. Și în curgerea mesajului după Marcu, după ce părinții aduc copilașii, paragraful următor ne vorbește despre un tânăr care vine. E important să înțelegem personajul acesta prezentat și în Evanghelia după Matei, și în Marcu, și în Luca. E important să vedem ce ne spune Biblia despre omul acesta care vine. Vine la Domnul Iisus. În Evanghelia după Matei. Este precizarea că omul acesta care vine la Domnul este tânăr. E tânăr. E tânăr și este la vârsta la care poate decide singur să facă deosebire între bine și rău. Și poate alege. Evanghelistul Luca ne spune despre el că era un fruntaș. Fruntaș în limbajul evanghelistului Luca înseamnă că avea poziție de conducere. Tânăr cu funcție de conducere. Comentatorii Bibliei ne spun că era fie conducătorul sinagogii din localitate, fie era membru în Sanhedrin. Pentru că erau cele două funcții de conducere în spațiul lor religios. Este tânăr, este un tânăr care are o prestanță socială și spirituală și toți trei evangheliștii, Matei 19, Marcu 10, Luca 18, ne spun despre el că era bogat. Era bogat. Și ne spune despre tânărul acesta cu acest profil social. Ne spune ceva despre starea lui spirituală. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui, a Domnului Iisus, și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ne spune despre tânărul acesta că, deși era cu o poziție respectabilă, deși era bogat, deși era în anii tinereții când avea de toate, ceva adânc în el îl frământă. Dincolo de lumea materială. Frământat de lucrurile veșnice. Bunule învățător, mă preocupă viața veșnică. Am toate lucrurile materiale, dar ceva în sufletul meu strigă după mai mult.
Pentru că și în viața tinerilor Dumnezeu a așezat gândul veșniciei. Și gândul acesta veșniciei este activat în omul acesta. Nu-i mulțumit în sufletul lui, e casa plină, dar e sufletul pustiu. Și Biblia ne spune că în momentele acelea a alergat la Domnul Iisus. De ce? Pentru că Domnul era pe punctul de a pleca din locul acela, era în drum spre Ierusalim. Și când Domnul Iisus era gata să pornească la drum, momentele acelea au declanșat în el o dorință care a ajuns la punctul la care n-a mai putut aștepta, ci a alergat. Acum, în Biblie, când se vorbește despre cineva cu o poziție anume că aleargă, ne spune că se întâmplă ceva nemaipomenit. Citim în pilda fiului risipitor că atunci când tatăl l-a văzut de departe, ce-a făcut tata? A alergat înaintea lui. Atât de mare a fost reacția lăuntrică, starea emoțională, încât n-a mai putut să meargă liniștit, decent, ci a alergat. Atât este de puternică frământarea în inima acestui tânăr, este activată dorința aceea, încât aleargă la Domnul Iisus. Și când ajunge înaintea lui, îngenunchează. Neobișnuit pentru un fruntaș. Nicodim, care și el era un fruntaș în vremea aceea, a venit la Domnul Iisus când? Noaptea, de ce? Să nu fie văzut. Nu era acceptat de mai mari religioși a vremii să te duci la acest Iisus din Nazaret. A venit înaintea tuturor, nu-i pasă de toate comentariile, îngenunchează înaintea Domnului și iese din gura lui strigătul acesta: Bunule învățător! Ce să fac? Ce zice? Ce să fac? Vă rog să citiți. Ca să moștenesc viața veșnică. Interesantă întrebare. Ce să fac ca să moștenesc în viața veșnică? Are moștenire materială, dar e preocupat de viața veșnică. Cu această întrebare vine la Domnul Iisus. Ce ai fi răspuns dacă erai tu în locul Domnului? Ce ai fi răspuns unui asemenea tânăr? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Care-i fost răspunsul? Ce ziceți? Nimeni nu-i spune nimic? Chiar l-am lăsat să plece fără răspuns? Tare. Am zis tare. Un om care a fost la foarte multe mormântări și a ascultat tot ce se spune la mormântări. A zis, după tot ce am auzit la mormântări, i-aș fi dat următorul răspuns. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Să mori. Că a spus, încă n-am fost la o mormântare la care cei care predică să nu-l asigure de viața veșnică. Și a spus, când te duci la mormântări, toți spun, odihnește, Doamne, și toți îi pașaportăm și îi trimitem în Împărăția Cerurilor. Și a spus, după ce am auzit la mormântare, și a spus, tot ce trebuie să faci este să mori, că în rest nu mai e nimic de făcut. Dar când vine la Domnul Iisus cu o întrebare atât de serioasă, e dorința Lui, Domnul Iisus îl confruntă cu o decizie. Domnul Iisus îl confruntă cu o decizie și este decizia fiecăruia dintre noi în fața împărăției lui Dumnezeu. A vorbit despre copilași și a zis, împărăția celor este a unora ca ei. Și oricine nu va primi împărăția celor ca un copilaș cu niciun chip, nu va intra în ea. Și când Domnul Iisus primește întrebarea aceasta, bunule învățător, înainte de a-l pune față în față cu decizia, îi corectează gândirea.
Tânărul acesta care are un entuziasm extraordinar să alerge, să îngenuncheze, să întrebe tare ce să fac, are câteva probleme de înțelegere. Nu înțelege clar câteva lucruri. Primul lucru pe care nu îl înțelege clar este cine e Domnul Iisus. Cine este cel căruia se adresează cu întrebarea ce să fac? Și se adresează Domnul Iisus, bunule învățător. Este neobișnuită această formulă de adresare pentru că formula era rabi, învățătorule. Dar el face exces de politețe când îi spune bunule învățător. Îi atribuie și acest calificativ. Ești un învățător deosebit de ceilalți. Și Domnul Iisus îi corectează gândirea pentru că e o mare problemă acolo. De ce mă numești bun? De ce mă numești bun? Pentru că bun este unul singur, Dumnezeu. Domnul Iisus îi corectează gândirea. Înțelegi care este relația dintre mine și Dumnezeu? Dacă îmi spui bunule învățător, înțelegi cui te adresezi? Pentru că dacă Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, răspunsul lui nu valorează mare lucru. Răspunsul lui cu privire la viața veșnică nu valorează mare lucru. Dar dacă este Dumnezeu, răspunsul lui este da și amin. Și corectează această înțelegere limitată, de aceea în fraza următoare, în versetul 20, când îi răspunde Domnul Iisus, spune, el a răspuns, învățătorule. Nu îi mai spune a doua oară bunule învățător. Nu îi recunoaște Domnul Iisus statutul divinității lui. În prima fază, politicos îi spune bunule învățător, când este confruntat de Domnul cu înțelegerea corectă, în a doua formă de adresare îi spune doar învățătorule. Se produce o modificare în gândirea lui. Al doilea lucru care trebuie corectat. Când vine la Domnul Iisus să întrebe ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor, vine cu ceea ce am spune noi astăzi într-o formă mai blândă. Ce faci, frate? Mai bine decât merit. Ce faci, soră? Mai bine decât merit. Adică, am eu niște merite acolo, doar că Dumnezeu a mai pus ceva pe deasupra. Și omul acesta a venit, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mai am ceva de făcut? Dacă te uiți la mine, mai găsești ceva ce trebuie făcut? Mai întâi că el însuși vine să întrebe. El însuși întreabă ce să fac. Întrebarea însă presupune următorul lucru. Ce am de făcut sunt în stare să fac eu. De aceea Domnul Iisus îl trimite imediat la lege și îl trimite la legea lui Moise. Ca să corecteze și a doua parte a înțelegerii lui greșite. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a răspuns, învățătorule. La toate aceste lucruri bifez. Le-am păstrat cu sfințenie de când? În original din copilărie. De când eram copil, le-am păstrat. Deci din punct de vedere a legii, sunt la zi cu toate lucrurile. Spune Apostolul Pavel despre el când ne vorbește despre starea lui și în Galateni ne spune că era mai înaintat în religia lui decât toți ceilalți și în ce privește legea era fără prihană. Adică s-a autoevaluat el în lumina percepției lui cu privire la lege și când s-a autoevaluat s-a găsit că este cu toate rânduială. Bunul învățător, ar mai fi ceva de adăugat? Este interesant că evanghelistul Matei consemnează ceva când versetul 20 din capitolul 19, tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Ce mai lipsește? Și noi am fi spus,
Doar să bați la ușa împărăției, când se deschide. Și Domnul Iisus se uită la el și spune, dacă tu te găsești cu toate lucrurile în rânduială, le-ai bifat pe toate și consideri că le-ai păstrat cu sfințenie, atunci îți mai lipsește un singur lucru. Confruntat cu împărăția lui Dumnezeu, confruntat cu decizia, îți mai lipsește un lucru. Care? Că doar toate le-am păstrat cu sfințenie. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Ce îi spune Domnul Iisus este să ne uităm acum la inima ta. Am văzut că ai probleme care trebuie clarificate la nivelul gândirii. Acum ne uităm la nivelul inimii. Să vedem de ce anume este legată inima ta. Ai vrea să moștenești viața veșnică. Te interesează ce se întâmplă cu tine după moarte. Dar să vedem de ce ți-e legată inima aici pe pământ. Și îl confruntă cu ceea ce este cel mai puternic legat, înșurubat în inima lui. Du-te de vinde tot ce ai. Dă la săraci. Vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și ce scoate Domnul la iveală este faptul că acest tânăr are inima legată de toate lucrurile lui de pe pământ, de lucrurile vremelnice. Și l-ar interesa să adauge la lucrurile vremelnice pe cele veșnice. Dacă le pot aduce la oaltă. Și în momentul acela, Domnul Iisus îi spune, dacă te interesează viața veșnică, dacă te interesează împărăția lui Dumnezeu, atunci inima ta în întregime trebuie să fie legată doar de Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este deschisă pentru oameni cu inimă împărțită. Dacă inima ta este legată de cele de pe pământ, dacă nu te poți duce să te desprinzi de ele, dacă nu poți renunța la ele, cu niciun chip, cu niciun chip, nu poți adăuga împărăția lui Dumnezeu la standardele tale. Împărăția lui Dumnezeu funcționează după standardele lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus le-a spus în capitolul 8 din Evanghelia după Marcu, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Standardele sunt stabilite de Dumnezeu. Standardele nu le negociază Dumnezeu nici cu mine, nici cu tine, nici cu tânărul acesta. Standardele lui Dumnezeu sunt ori toată inima lui Dumnezeu, ori deloc. Dumnezeu nu acceptă inimă împărțită. Dumnezeu nu împarte inima cu nimeni și cu nimic. Și când îl confruntă cu această decizie, decizia aceasta este atât de categorică încât Domnul Iisus le explică ucenicilor. Dacă inima unui om este legată de pământ, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului, decât pentru un om care e legat de lucruri de pe pământ să intre în împărăția cerurilor. Dorința lui de a intra în împărăția cerurilor este acum față în față cu urechile acului. Nu poți intra pe acolo. O întrebare. De ce este legată inima mea și de ce e legată inima ta? La ce nu poți renunța? La ce anume nu poți renunța? De ce anume nu te poți despărți? Acela devine idolul pentru mine și pentru tine. Lucrul de care nu mă pot despărți. La omul acesta inima e legată de bogății. Avea multe bogății și legat de ele. Într-o zi,
A venit cineva să întrebe dacă nu-l primim la botez trăind într-o relație în afara căsătoriei. Și a spus, da, dar eu cred în Dumnezeu și aș vrea să mă botez, dar trăiește în afara căsătoriei. Altă dată a venit o femeie care a spus, și eu aș vrea să mă botez, dar am și soț și amant. Dar țin la amândoi. Alții sunt legați de legături păcătoase, alții sunt legați de alte practici păcătoase, alții sunt legați de propria imagine. O întrebare riscantă și cu recul. Cât de mult ești legat de Facebook? Ai putea renunța. Ai putea să-ți dai toate pozele alea jos de acolo. Ai putea să te uiți la tot ce ai așezat acolo și să zici față în față cu împărăția cerurilor. Ai putea să renunți la televizor? Ai putea să renunți la orice altceva? Lucrul la care nu poți renunța este cel care spune nu poți intra în împărăția cerurilor. Dacă este ceva la ce nu pot renunța. Și mai târziu Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat tată sau frat sau surori sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Când ești față în față cu împărăția celor, nu este nimic care să stea pe același nivel. Și Domnul Iisus scoate această inimă împărțită la lumină și îi spune, ca să poți intra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să iei o decizie categorică. Dacă nu poți lua decizia aceasta, cu niciun chip, nu poți intra în împărăția cerurilor. Dorința lui și decizia față în față cu împărăția cerurilor și față în față cu urechea acului. Acum, după toată experiența dumneavoastră, credeți că o cămilă poate intra prin urechea acului sau nu? Ce ziceți? Poate intra cămila prin urechea acului sau nu? Unii, ca să explice lucrurile, au venit cu următoarea găselniță. Spus că la zidul nu știu care, când mergeau negustorii și ca să-i vămuiască, era o mică deschidere în zid și cămila trebuia descărcată de toate bagajele și putea să meargă prin deschizătura aceea numai în genunchi, fără nimic pe ea. Și oamenii au zis la deschizătura aceea în zid urechea acului, e poveste. Ce spune Domnul Iisus aici este, așa cum nu poate intra cămila prin urechea acului, așa nu poate intra un om cu inimă împărțită în împărăția cerurilor, de aceea ucenicii sunt absolut șocați și spun, atunci, dacă așa de categorice sunt lucrurile, cine poate să fie mântuit? Cine poate să fie mântuit? Tânărul este față în față cu această decizie. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Aici, dorința lui, confruntată cu decizia, nu poate lua decizia să se despartă de lucrurile pământești. Confruntarea aceasta ne spune, mâhnit, s-a declanșat în inima lui niște trăiri atât de grele, o frământare atât de mare, încât cuvântul tradus la noi mâhnit mai este doar o singură dată folosit în tot Noul Testament. Este un cuvânt pe care îl mai găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 3. Întoarceți la 16, versetul 3. Este cuvântul stignazo în limba greacă. Și dimineața ziceți,
Astăzi are să fie furtună că cerul este roș, posomorât, stignazo. Este același cuvânt tradus prin mâhnire în capitolul 10. Ce este tradus în Matei prin roșu posomorât. Dintr-o dată, reacția lăuntrică a fost atât de puternică încât fața i-a devenit roșie și posomorâtă. I-a năvălit tot sângele la cap. Și posomorât mai este în Vechiul Testament. Folosit cuvântul acesta atunci când Dumnezeu îl confruntă pe Cain. Și când îi spune lui Cain, dacă faci răul, păcatul se ține de tine, dar tu să-l stăpânești. Și Biblia ne spune că atunci i s-a posomorât fața. Reacția din Cain a fost atât de puternică încât fața i s-a schimonosit, s-a posomorât. Când a fost confruntat tânărul care aleargă, tânărul care îngenunchează, tânărul care îi spune, bunule învățător, este totul superficialitate și emoționalism. Când ajunge față în față cu adevărata decizie, reacția emoțională este pe partea cealaltă la fel de puternică. Și omul acesta a plecat întristat de tot. A plecat deprimat. Decizia lui este o decizie care îl deprimă. Decizia lui îl aruncă într-o stare psihică deosebit de periculoasă. Este unul dintre puținii oameni care pleacă din prezența Domnului trist, apăsat, chinuit. I s-a întunecat fața. Biblia spune, când te uiți la el, ți se luminează fața de bucurie. Se luminează fața pentru că el este lumina lumii. El aduce lumină. Când te întorci în direcția opusă, te duci spre întuneric. Și sufletul acestui tânăr simte direcția în care se duce. Când pleci de la Domnul Iisus, nu pleci într-o direcție în care ai găsit o altă formă de a fi fericit. Când te duci de la Domnul Iisus, direcția este doar înspre iad. Când te întorci de la El, sufletul tău simte că îl duci în direcția pierzării veșnice. Sufletul lui este apăsat și depresia este când nu mai ai nicio lumină, nicio speranță. Depresia este strigătul sufletului că îl duci în direcție periculoasă. Și pleacă depresiv. Frați și surori, știți că nicăieri în Biblie nu mai găsim vreun indiciu că s-ar mai fi întors vreodată? Da, despre Nicodim ne spune că a venit. Dar despre el niciodată nu ne se mai spune. Și în clipa în care a stat față în față cu Domnul Iisus, nu doar că i-a cerut Domnul Iisus să aleagă, Biblia ne spune, Iisus a uitat la el și l-a iubit. I-a arătat dragostea lui Dumnezeu. În momentul alegerii, era confruntat cu dragostea lui Dumnezeu care spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu. Adică Hristos care a lăsat cerul, a lăsat gloria veșniciei și a venit pe pământ în trup omenesc, este față în față și îi oferă cerul și tânărul nu se poate dezlipi de pământ. În fața dragostei lui Dumnezeu, el alege dragostea pentru lucrurile pământești. Și când hotărăște să meargă în direcția aceea, se duce și se duce trist și se scufundă în tristețe și se scufundă în depresie. Și depresia, definită în două cuvinte sau în două expresii foarte scurte, este sufletul care nu are nici viitor, nici speranță. Depresia este starea sufletului fără viitor și fără speranță. Când Dumnezeu vorbește cu noi, oamenii fără viitor și speranță, ne spune, știu planurile pe care le am cu privire la voi, planuri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau viitor și speranță. Tratamentul pentru depresie este viitor și speranță oferit de Dumnezeu. Drumul spre depresie este fără viitor și fără speranță, cu spatele la Dumnezeu și cu fața spre ceea ce este pământesc. Când omul nu mai are viitor și speranță,
nu mai are de ce se agăța. Sufletul ajunge în faza în care, vă spun care este gândul care domină în mintea celor care nu mai au viitor și speranță. Gândul de a-și pune capăt zilelor. Gândul de a se sinucide. Depresia aceea este cea care a pus stăpânire pe viața lui Iuda după ce l-a vândut pe Domnul Iisus. Și noaptea în care s-a dus la marii preoți și le-a aruncat bani arginți și a spus: am vândut sânge nevinovat. Oamenii ce s-au uitat la el și a spus: e problema ta. Și textul Bibliei spune: Iuda s-a dus și s-a spânzurat. N-a mai văzut nici viitor, nici speranță. Și-a întors spatele. S-a uitat în direcția întunericului. Dar în împrejurările acelea, și Petru și-a întors spatele. Și Petru și-a întors spatele și s-a lepădat de Domnul și s-a blestemat. Și când cântă cocoșul, zice cuvântul Scripturii: Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și-a dat seama în ce direcție se duce. Și-a dat seama care sunt consecințele deciziei. A plâns cu amar. În dimineața învierii, mesajul Domnului este: duceți-vă și spuneți ucenicilor mei și lui Petru. Domnul Iisus spune: Petre, este viitor și speranță. Este viitor și speranță. Dragii mei, este dorința după împărăția cerurilor, gândul veșniciei care este și în inima ta și în inima mea. Este inima împărțită față în față cu decizia radicală. Este decizia aceea în care, așa cum suntem legați de păcat și pământ, cu niciun chip nu se poate intra în împărăția cerurilor. Și ucenicii întreabă: Doamne, dacă așa stau lucrurile, atunci cum e posibil să ajungă cineva? Și Domnul dă răspunsul: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Este o lucrare supranaturală. Este o lucrare dumnezeiască. Este o lucrare harului lui Dumnezeu care vine în viața noastră și când se deschide inima împărțită, păcătoasă, murdară, așa cum este, se deschide să-i spună: Doamne, am înțeles. Pe cel ce vine la mine, spune Domnul, nu-l voi izgoni afară. Veniți la mine, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Două întrebări în final. Prima întrebare se adresează celor care: am declarat că l-am primit pe Domnul Iisus în inima noastră ca Mântuitor și Domn, am depus mărturia în apa botezului. Întrebarea este aceasta: uită-te în inima ta și spune-i Domnului, la ce anume nu poți renunța? Nu poți renunța și dacă ți-ar cere radical să alegi ori, nu te-ai putea desprinde de lucrul acela. La ce nu poți renunța? Dacă ai ceva la ce nu poți renunța, sufletul tău este într-o primejdie cumplită. Sufletul tău sau sufletul meu este într-o primejdie teribilă. Pentru că Domnul nu negociază standardele împărăției lui cu niciunul. Ochii lui caută pe toată suprafața pământului și caută un om a cărui inimă este întru totul, totului tot a lui. Dacă nu e așa, nu-i deloc a lui. Ori este total a lui, ori deloc a lui. Și noi spunem: Doamne, eliberează-ne inima de orice. Dă-ne harul, Doamne, să ne dezlipim de toate lucrurile care ne-au înrobit, care ne-au prins și care ne fac inima împărțită și inima în primejdie mare. A doua întrebare este pentru cei care, la confruntarea cu Mântuitorul, cu chemarea Domnului Iisus să te întorci la El, să primești iertarea păcatelor, să te desprinzi din cercul de relații păcătoase,
să vii la El cu toată povara ta și să-i ceri iertare. Și să-i spui: Doamne, vreau împărăția celor, dar vreau să o primesc în termenii Tăi și sunt gata să renunț la tot. Să-i spui: Doamne, ai murit pentru mine. Tu ai părăsit cerul și îmi cer ca eu să părăsesc păcatul. Tu ai părăsit gloria și eu trebuie să părăsesc lumea aceasta stricată și fără Dumnezeu. Doamne, sunt gata să renunț la toate. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul spune: viața veșnică nu-i moștenire, ci-i dar. E dar care se dă într-o relație. O relație cu Fiul lui Dumnezeu. Și cineva a încercat să ilustreze și ilustrația pe care a găsit-o a fost următoarea. Un om deosebit de înstărit, având un singur fiu, i s-a îmbolnăvit fiul și a murit. Și după ce a trecut de durerea aceea că și-a pierdut singurul fiu, a hotărât să facă o licitație și să vândă toată moștenirea fiului lui. Să o vândă la licitație. Lucruri scumpe și frumoase. Lucruri râvnite de bogătașii lumii. Și în ziua anunțată pentru licitație au venit mulți oameni înstăriți, mulți oameni gata să cumpere lucruri scumpe de valoare, să ajungă în colecția lor. Și omul nostru i-a spus celui care conducea licitația să înceapă licitația cu cel mai simplu și mai ieftin obiect din licitație. Poza fiului lui. Și omul a spus: începem licitația de astăzi și începem cu ceva foarte simplu. Este poza fiului celui care scoate toate aceste bunuri la licitație. Cine vrea să cumpere poza? Și s-a făcut liniște. Și omul a spus: nu putem merge mai departe pentru că asta e rânduiala pe care am primit-o. Nu se desfășoară licitația până când nu se vinde primul obiect din licitație. Cine vrea să cumpere? Și cineva a zis: dau eu. Cât dai? $5. Și am întrebat: e cineva care dă 6? Nimeni. E cineva care dă 5, 50? Nimeni. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Și am câștigat licitația. A primit poza. Și cel care conducea licitația a spus: aici se încheie licitația. Și ceilalți toți uimiți au spus: bun, dar celelalte ce se întâmplă? Și a spus: din partea stăpânului, decizia a fost: cine ia poza fiului le primește pe toate. Cine ia poza fiului le primește pe toate. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul fiu. Dacă îl primești, ai cerul. Dacă nu îl primești, nu mai rămâne nimic. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. E vremea să ne uităm la inima, fiecare la inima lui. E împărțită. De ce e legată și în dreptul acestui: fără asta nu pot trăi, fără asta viața mea nu mai are rost, fără asta viața mea nu mai are sens, fără asta viața mea nu are nicio bucurie. Lucrul acela este idolul de care ni s-a legat inima. Și Domnul spune: nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni. E vremea să ne aducem inima înaintea Domnului, să spunem: Doamne, pune în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh nou și statornic. Și te rugăm, iartă-ne, Doamne, pentru că ni s-a legat inima de idoli și ne sunt atât de dragi încât ni se pare că fără ei nu mai are sens viața. Doamne, te rugăm, îndură-te de noi.
Când ne-am făcut idoli și când ne-am legat de ei, am batjocorit numele Tău și jertfa Ta. Și Ți-am întors spatele. Te rugăm, ai milă de noi, Doamne. Te rugăm, îndreaptă-ne inima în totalitate spre Tine. Ajută-ne să ne găsim plăcerea în Tine. Și ajută-ne să Te onorăm prin viața noastră în fiecare zi. Sfințește Biserica Emanuel. Sfințește casele noastre. Îndură-Te, Doamne, de fiecare mădulară a Bisericii Tale. Și adu-Te, rugăm, adevărată pocăință în viața fiecăruia dintre noi. Te rugăm, Doamne, cu aceeași intensitate, cu aceeași dorință, să Te apropii de inima celor care sunt încă în păcatele lor. Doamne, Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, adu lumină cerească în mintea lor și eliberare în inima lor. Confruntați cu oferta vieții veșnice, a iertării în Hristos Domnul, confruntați cu oferta de a Te primi ca Domn și Mântuitor, sau de a se duce ca Fiul Risipitor într-o direcție a întunericului, Doamne, Te rugăm, cucerește în seara aceasta. Pe cei ce sunt aici, Te rugăm, ia-i în brațele Tale. Fă-i să simtă adierea frumoasă a împărăției Tale. Declanșează în ei, Doamne, dorul acela care să ducă la o decizie sfântă. Ne rugăm pentru aceia care ne urmăresc pe internet, acolo unde sunt. Străpunge-le inima, Doamne. Cucerește-i pentru Tine. Mulțumim că ai venit să ne aduci viața veșnică și viața este în Fiul. Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Doamne, vrem să fim ai Tăi și Tu al nostru. De aceea Te rugăm, desăvârșește lucrarea de mântuire. Și acum stăm cu capetele plecate, confruntat cu oferta lui Dumnezeu Tatăl, viața veșnică în Fiul Lui. Confruntat cu ceea ce înseamnă Hristos Domnul și jertfa Lui și iertarea Lui. Dacă ești gata să-I spui, seara aceasta trec de partea Ta, în seara aceasta inima mea se deschide pentru Tine și vreau să fiu al Tău. Mărturisește decizia inimii Tale printr-o mână ridicată și începem cu cei de la balcon. La balcon, dacă este cineva, oriunde ești. Adică mâna sus și ține o clipă să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut dacă sunt alții la balcon. Ține mâna sus o clipă să vă binecuvinteze Domnul. La balcon dacă mai este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici în sală. Dacă ești. Adică mâna sus ca să o pot vedea. Și spune, Doamne, aici este inima mea, aici este inima care se deschide să fiu al Tău. Dacă te uiți online și inima ta e cercetată, spune acolo, Doamne, primește-mă. Și lasă inima mea să fie în totalitatea Ta și rămâi cu noi și dă binecuvântarea Ta peste noi aici și toată veșnicia. Amin.